conformitate cu dispoziția 134, aliniatul litera A din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 41 din 20 mai 2021, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți toți consilierii, ședința fiind legal constituită că își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vă spun bun venit la deliberările de astăzi. Deci suntem în ședința ordinară a Consiliului Local Bogdănești. În egală măsură bun venit invitată, ședința fiind publică. Și, pe obicei, în deschiderea deliberărilor, o să reamintesc ordinea de zi propusă, cunoscută de dumneavoastră, care a alcătuit deliberarea de comune, pentru a fi luată în considerare. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitară Valdau, ATI. Inițiator semnatul. La punctul al doilea propun un proiect de hotărâre privind aprobarea avizarei documentației planul urbanist zonal locuințe și împrejurire, amplasament statului pești cu una condenării pești de factor. Inițiator cu semnal. La punctul al treilea, avem tot un proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnului Fotolache Ioan cu domiciliu în comuna Cașa, județ de Bacău, reprezentând suprafața de 150 metri pătrați situată în intrabilanța Filipești, comuna Bogdănești, cu numărul cadastral 60.386 și se preconizează ca destinația amplasare investiții pentru utilități comune. Inițiator semnal. La punctul 4-lea, un proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnului Faur George, cu domiciliu în stat Filipești, strada principală numărul 235, comuna Bogdănești, județul Bacău, reprezintă suprafața de 29 metri pătrați, teren situat în intravilanța Filipești, comuna Bogdănești, numărul cadastral 61.046, cu destinația amplasarea investiției pentru utilități comune, inițiator semnal. Punctul al 5-lea, vă propune tot un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 30 din 29.7.2020 privind stabilirea unor sancțiuni pentru nedepunerea separată a deșeurilor la punctele publice de colectare a deșeurilor valorificate din inițiator sistemat. Și punctul al 6-lea, solicitarea adresată de Consiliului Local. Supun la vot, domnule reprezentant, cine este pentru. Mulțumesc pentru acceptul dumneavoastră. Și rog pe domnul Sotoma, care girează calitatea pentru ziua de astăzi, trecut de președinte al ședinței, să preia lucrările. Mulțumesc domnului primar și dau cuvântul domnului secretar de care procesul de fapt. Da, după cum ați avut și în mamă, sunt două procese eventuale pentru aprobare. Pentru procesul verbal încheiat în ședința de 25 martie 2021, dacă aveți de făcut completări sau observați. Dacă nu supun spre aprobare acest proces verbal, cine este pentru? Unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința de 25 martie 2021 a fost aprobat. Pentru procesul verbal încheiat în ședința ordinară de 15 aprilie 2021, sunt completări sau observații. Dacă nu sunt spre aprobare, cine este pentru? Deci, nu mai am invitat și acest proces de la urmă. Mulțumesc, copii, doamne. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adic, inițiator domnul primar. În cuvântul de domnul primar. Este un proiect similar
societatea anuală, patrimonul real de asociații care ne preocupă la figura artistic, Bacău. Am să dau citire acestui proiect care conține trei articole. La primul articol propun să se aprobe cotizarea anuală a Comunei Bucănești de Tăbacău la patrimonul asociației de dezvoltare intercomunitară Bacău, ATIM. Și vorba de la asociație pentru apă. Pentru anul 2020, de 1000 de lei, articolul al doilea, următorul conținut, după aprobare, reprezentantul legal și compartimentul financiar contabil vor aduce în îndeplinire hotărârea conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Al treilea articol, care este și ultimul, după aprobare, domnul Mitel Vasile, secretar general al Comunei, vom comunica hotărârea primarului Comunei Bucănești, compartimentul financiar contabilitate, asociația de dezvoltare intercomunitară a Bacău Activ, instituție prefectă de Bacău, Copacu, de la cunoștință publică, în condițiile legii. Având în vedere obligațiile care îmi revin, am întocmit și un referat de aprobare la acest proiect de hotărâre. Lucrurile sunt simple. Despre cotizații discutăm în urmă. Aș spune chiar că putem considera că este un termen, un cuvânt important. Vocabularul uzual, un fond principal de cuvinte în epoca modernă, îl folosim și în sens propriu și în sens literativ, uneori chiar în sens ironic, deci cu ghilimele. De data aceasta este fără ghilimele. Este un drept asumat de comunitatea noastră, care este membru fondator al acestei asociații. În statut, în afară de alte prevederi, de obicei sunt grupate la două competențe importante, drepturile și obligațiile. Evident, în vorba de societate, este una din obligațiile pe care le are comuna noastră. Spuneam un obligație asumată. Ca atare, vă solicit, evident după momentul de lucrări, adoptarea acestui proiect de lucrări în forma care a fost prezentată. Mulțumesc! La mulțumim, domnul Prima, între domnii consilieri. Cine dorește? Comisia numărul 1. Da, comisia numărul 1. Comisia numărul 1 a fost în vedere că am ajuns acest proiect de hotărâre. Un aviz favorabil privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, în valoare de 1000 de lei. Da, mulțumim doamna consilier Georgiana și dintre domnii consilier, ține de ordine. Nu dorește nimeni? Punem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre de aprobare a cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul ATIM a fost aprobat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea și realizarea documentației planului urbanic de zonă, locuințe și împrejmuire, amplasament și stat Filipești, comunal urbanic de Tăbacău, inițiator domnul primar. Prezint mai întâi pentru una comandere și proiecte pentru deliberare. Proiectul de hotărâre care conține de întâmplare tot trei articole. Evident că o suntem cu primul articol. Unii propun să se avizeze documentația planul urbanistic zonal depus de doamna Dima Paola în vederea implementării proiectului construire, locuințe și împrejmuire pe terenul identificat pe numărul cadastral 61.280 în suprafață de 4.900 metri pătrat, amplasament extravilan în satul Filipești, Comuna Bucănești, în conformitate cu a
anexele care se regăsesc la această documentație, despre de cum se înțelege. Dar pe la obligat, după adoptare, doamna Toma Viorica, referentă în aparatul de specialitate al primarului, va duce la întreprindere hotărârea și ultimul articular de al treilea. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Mureu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Muntenești, doamna Toma Viorica, instituției prefecturii Matei Tobacco. Și aici am completat documentația pe care a avut în analize comisiile de specialitate cu un referat de aprobare pentru avizarea acestei documentații. Dacă v-ați citat cu atenție la documentația publică, adăugând că documentația servește la două momente privind atribuțiile deliberativului Comunei Muntenești, undeva pe Consiliul Local, atât pentru aprobarea avizării și pentru aprobarea cuzului, adică planului urbanistic zonal. Ați avut ocazia să înțelegeți care este scopul acestei documentate sau scopul pe care îl dorește beneficiarul. Doamna Dima Paola, care a cumpărat un teren cu locația în satul Filipeș, asta rezultă deja din ceea ce a fost prezentat până acum, este un plan urbanistic zonal, deci un plan urbanistic mai mic, care are drept scop realizarea unor investiții. Respectiv, am avut ocazia să cunosc familia doamnei Dima Paola, vor să-și construiască o locuință, după cum rezultă. Acolo a fost tranzacționată, la un moment dat, o suprafață mult mai mare. Se face vorbire cu puzul, de fapt, se referă la o suprafață de 6.000 de metri pătrat. Doamna și materialul pe care l-ați consultat invocă prevederile legii 350/2001, care se referă la urbanism și amenajarea teritoriului. Chiar am studiat cu atenție, fiind un moment mai rar, când avem în analiză și deliberare, avizarea unei asemenea documentare. Nu întâmplător, pentru că urbanismul înseamnă un domeniu foarte important, numai pentru comunitatea noastră, pentru toată țara. Și aici avem probleme în toată țara cu respectarea regulilor de urbanism, a regulamentului local, de aplicare a prevederilor planului urbanistic general. Presupune o viziune deosebită, atât din partea celor care hotărăsc în acest domeniu, deci amenajarea teritoriului, urbanismul, a celor care hotărăsc estetica, fața, estetica comunității locale cu bătaie lungă, pe termen mediu, pe termen lung, așa cum se gândește planul urbanistic general, regulamentul de aplicare, așa arată comunitatea. Din curiozitate, îmi amintesc că într-o localitate n-are importanță bune, în ceea ce privește documentația de urbanism, regulamentul local de urbanism, pentru a da o notă interesantă, s-a stabilit ca împrejmuirile să se facă din ceea ce noi în gardul eu, din cădere, la un moment dat. Da, este exact așa. E o idee interesantă, care poate avea, într-adevăr, ceva la cădere. Eu consider că, fără să am competențe de specialitate, dar pot avea opinii care privesc estetica din
comunicat. Proiectul de documentație bine făcută, beneficiarii au un scop onorabil, orice mi doresc să-și ridice o locuință, o gospodărie. Evident că este îndreptățit și trebuie evaluată ca atare. Dacă v-ați uitat, fiind vorba de o persoană fizică, deci terenul este proprietate privată, toate utilitățile de la domeniul public la domeniul privat vor fi realizate pe finanțarea proprie. Evident, nu ne rămâne, tocmai pentru că spuneam importanța acestui document, ca și administrație să urmărim respectarea asumată, spuneam, prin această documentate și prin cele adresate Consiliului Local. Cam atât, mulțumesc. O precizare, dar să vă fac pentru domnul consilier, care sunt mai noi, vă întrebați de ce trebuie avizată acest post. Terenul fiind situat în extravilanul localității, deci unde este interdicție de construire, se poate construi doar în intravilan, cu autorizații și fără alte avize, se impune aprobarea acestui post. Mulțumesc. Da, mulțumim, și comisia numărul 2, dacă vreți să prezinte. Comisia numărul 2 a analizat solicitarea și a analizat favorabil proiectul. Da. În forma propusă. Mulțumim. Și dintre domnul consilier, dacă doriți să scrie la tine. Domnul consilier Blan. Vă mulțumesc. Așa că am o întrebare. Sincer, nu am peste la agență. Efectiv, în Filipești, cu unde e amplasamentul ăsta? Eu nu trebuie să se zic. N-am documentat. N-am documentat să nu am făcut. Vă dați seama, ca să multiplicăm, eu o pun la dispoziție. Unde e în Filipești? Nu, dar poate omul vrea să știe unde e. Vă spun eu dacă... Deci, la domnul Șefan, unde are asta de fapt, care pui din mâna mare, cred că... Terenul cumpărat de la Brau? Deci, va stânga undeva. E aproape de Mănăieștiul de la Brau. Dar nu trebuie să vă uitați că, dacă să modificăm noi 100 de pagini pentru documentare, dar doar de documentare. De fapt, nu știu. Și o problemă cu domnul ăsta, la articolul 3, domnul secretar va comunica domnului primar, domnului doamnei primar Gării, care este un prefect, dar cred că ar trebui trecut să-i comunicăm și persoana în cauză, nu? Dă s-a interesat ceva. Da, nu trebuie de comunicăm și la persoana cauză? Da, domnul Vlad. Să-ți menționeze procesul de fapt. Obligator, orice hotărâre. Hotărârea, nu, proiect de hotărâre, da? Hotărârea se va comunica și persoane ca oameni, evident, da. Mulțumim, domnule consilier Vlad. Să punem la vot. Da, deci în unanimitate de votul 7 de hotărâre. Mai trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnului Budulan Ioan cu domiciliu în comuna Caș și județul Bacău, reprezentând suprafața de 150 metri pătrați, teren situat în intravilan, sat Filipeș, comuna Bordănești, număr cadastral 6386, cu destinația amplasare investiții pentru utilități comune. Inițiatul domnul primar. Aveți da, acest proiect de hotărâre este următorul. Domnul Cotolache, pe care o analizăm mai întâi și apoi de la Paul George. Ați mai sezizat că aceste terenuri vor servi pentru utilitățile comune. Este vorba de investiția care se află în derulare, investiția de apă și canalizare. Este vorba și despre una din trăsăsurile definitoare are unei investiții publice.
publică înseamnă o investiție realizată cu bani publici pentru o comunitate umană, respectiv pentru comuna Bogdănel, care este beneficiarul acestei investiții. Fiind o investiție publică, una din condițiile care trebuie respectate este ca elementele investiției, elementele constructive, să le spunem, trebuie să fie amplasate în domeniul public. Nu întotdeauna este ușor ca să respecte această regulă. Pentru că asta depinde de viziunea proiectantului, asta depinde de cât domeniul public are comunitatea. Și vă pot informa că n-a fost ușor ca să rezolvăm această problemă în legătură cu acele spauri despre care am mai discutat în locale anterioare, care sunt state de pompare apă uzată. Este vorba apa vehiculată prin intermediul rețelei de canalizare. Dacă vă mai amintim, am spus că avem pentru prezumptiva funcționare corectă a sistemului de canalizare, 5 asemenea stații de pompare a uzate, 5 spaue. Ca să amplasez o stație de pompare, să ajute la corectă circulație a ceea ce înseamnă apă uzată, trebuie să întrunesc mai multe conexiuni. Acestea trebuie coroborate. Deci, prima condiție, stația de pompare să fie amplasată în domeniul public. Apoi, obligatoriu, trebuie să fie în apropierea unei surse de curent electric. Pentru că sunt instalații care trebuie să funcționeze acționate pe curentul electric. Și această reduce posibilitatea de identificare aleatorie acestui amplasament. Este vorba mai concret de a trece în domeniul public a două amplasamente, la două state de pompare. Două sunt în satul Sibitej. Undeva vis-a-vis de doamna consilieră Berian, vis-a-vis de satul este drum. Da. Probabil că ne-am mai văzut un glânt în zonă. Această stare de pompare trebuie să ajute prin efectul fizic cuprins între mine la surmontarea unei diferențe de nivel de 25 cm, dacă vă mai amintiți din destul de anterioare. Deci, ajunge să pompeze apa reziduală undeva până la următoarea stație, care este un vârf de pantă. Ea putea fi amplasată și în zona drumului, care este publică. Din păcate, zona este cât este. Știți ce s-a mai întâmplat? Oamenii s-au mai împins cu prevenirile și așa mai departe. Am lucrat foarte mult, am încercat mai multe variante. Evident, am lucrat cu echipa din primărie, împreună cu domnul viceprimar și am identificat această soluție. De donate din partea proprietarului Codulache și Faur George. În cazul domnului Codulache este vorba de o stație de pompare cu data aceasta la capătul Filipescu sau spre capătul Filipescului la limita unui drum de acces care urcă pe Riliban, dacă vă mai întind în zona agricolă. Acolo este vorba de o stație de pompare, de data aceasta, apă potabilă.
ca să ajute circulația apei până la capătul comune. Am să dau citire proiectul de hotărâre cu trei articole. La primul articol propun acceptarea donației făcute de domnul Fotolache Ioan Codomicel în comuna Cașin, de Tăbatoare, pe gestă suprafața de 150 de metri pătrat, teren situat în intravenanul satului Pești, comuna Romtănești, numărul cadastral de 60.386, destinat de amplantare de investiții pentru utilități comune. Articolul al doilea. După aprobare, doamna Răzăuțeană Romelia, consiliere în aparatul de specialitate al primarului, vă ajută la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea. După aprobare, hotărârea va fi comunicată către domnul Michel Vasile, secretarul general al primarului, primarul numărul Răzăuțeană, compartimentul financiar contabil, domnul Fotolache Ioan și instituție prefectului județul Bacău. Atât de doamna. Dar mulțumim domnului primar, de cuvântul domnul Dan Grosi, de Comisia Noului. Mulțumesc, doamna președintă. Și acest proiect a fost avizat favorabil de Comisia Noului, cu forma propusă. Dar mulțumim. Dintre domnului consilier, dacă doresc să scrie cineva la nou. Supunem la vot. Cine este pentru? Aveți unanimitate de vot și acest proiect. La punctul 4, proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnului Sau George, cu domiciliu în satul pe strada principală numărul 235, comuna Bocănești, județul Bacău, reprezentând suprafața de 29 metri pătrați, situată în intravenanța satului pe comuna Bocănești, număr cadastral 61406, cu destinația amplasare investiții pentru utilități comune inițiată domnul primar. Da, era o problematică, în principiu este vorba de același lucru. Rezolvarea problemei condiționării investițiilor publice, elementele constructive să fie amplasate pe domeniul public. Și am găsit acea soluție cu foarte mare dificultate aici, dar să spunem că am ajuns la o soluție legală. La primul articol propun acceptarea donației făcute de domnul Paul Gheorghe cu domiciliu în satul Pești, strada principală a numărul 230, comuna Bocănești, județul Bacău, reprezentând suprafața de 29 metri pătrați, teren situat în intravenanța satului Pești, comuna Bocănești, numărul cadastral 61406, cu destinația amplasarea investiției pentru utilități comune. Articolul al doilea. După aprobare, doamna Răzăuțeană Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Ultimul articol, articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Michel Vasile, secretarul general al comunei, primarul comunei Bocănești, compartimentul financiar contabil, domnul Paul George și instituții prefectului de județul Bacău. Atât de mulțumesc. Da, și acest proiect a fost avizat pe comisie. Da, tot în formă. Mulțumim. Cine dorește să scrie la domnul? Mulțumesc, doamna președintă. Aici observ o greșeală, nu știu, de redactare sau voită. Domnul Paul George, satul Pești, strada principală, locuiește la numărul 112, nu la 235. La 235 locuiește Călin Florin, care este mai la vale de mine. Nu știu care e. Deci, când se face niște acte, se fac și într-o bază. Eu de aici văd 235, eu am 230. Dumneavoastră, unde l-a fost? Ce număr? Unde locuiești? De la primărie. Eu l-am luat din cartea lui de identitate. Domiciliu. Cartea de identitate? În cartea de identitate spune domiciliu și acolo spune unde este număr. Aici cred că face o confuzie, domnul Cotrăr. Noi nu primim donații de la domiciliul FAO. Noi primim o donație din proprietatea domnului FAO, care are da,
Adică să mă înțelegeți, eu nu aveam de unde să iau alt număr decât din cartea de identitate. Haideți să vă lămuriți care sunt pictorii. Lămuriți pe cine vreți să lămuriți. Domnul Florin, care a fost acasă în unelul în ca să nu-l fie. Ulterior, o dobândit terenul ăsta, domnul are dreptate. Asta e realitatea. Deci în buletinul are... Buletinul nu are cum mai deci, l-a făcut timpul pentru unelul în plat. Și acum are proprietatea asta, să nu-i nicio problemă. Deci, tot asta se dea și eu citate, sunt de colea de buletin. Care e o buletin mai vechi sau mai nou, asta nu-i vreau să ne-a. Da. Sancționare. Ca dovadă, și atunci când ar fi
copul se dau pe care că nu face numai pe exacere, e gradual. Vezi că s-a terminat, da? Bun. Deci înseamnă că există lucrări în sensul ăsta.
cineva a avut o reclamație, ceva, și din câte îmi aduc eu aminte, a fost ceva în legătură cu câinii aia popotate pe acolo, pe lângă Toma Vasile, dar nu aș putea să spun dacă e de acolo sau din altă parte, dar ceva de acolo. Mă rog, e o persoană care are mai mulți câini și care îmi mai dă drumul și care mai nu știu ce. Poate a fost și cazul de la Tudor, dar l-am rezolvat, adică... Adică noi trebuie să-mi răspundem preș ce avem și ce n-avem, că n-avem ce face. Da, și o altă sesizare adresată... Nu mai întâi, domnul. Aici poate răspunde că bugetul comunității prin comunitate nu poate susține tot ceea ce este menționat în interpelarea primită. Pur și simplu. Da. Deci mai este o solicitare către Consiliul Local, înregistrată 1457/21 aprilie 2021, subsemnatul Cristinoi Iedin, din Comuna Bogdănești, la Muntenii, numărul 110, cred, solicit să fiu informat dacă domnul Grigore Gheorghe, fost viceprimar al Comunei Bogdănești, deține acte de proprietate pe terenul unde sunt amplasate cele două cazane de fabricat de Anchiu și crescătoria de pește, în paranteză, bazinul din spatele cazanului. 2. Vă rog să mă informați dacă deține autorizația de construcție pe clădirile unde sunt amplasate cazanele de fabricat proiecte de aproximativ 30 de ani și dacă plătește impozit pe clădire de aproximativ 80 de metri pătrați. Menționez că Primăria Bogdănești are o persoană autorizată care să verifice și să lăbărească situația din teren. Întreb și eu, domnul Grigore, este proprietar pe terenul respectiv sau este domeniul public și îl folosește abuziv? Doresc să fiu invitat la ședința de Consiliu Local din 1 mai 2021. Nu m-am invitat pentru că nu am lăsat niciun număr de telefon aici. Iar cine? Cristinoiu Iedin. Legat de pământul de la stradă, de anul trecut am trimis, în poștă. Știți ceva? Încă o dată. Este vorba de pământul de la stradă care mi-a aparține. Care? Trotuarul care se numește domeniul public. Nu, n-am primit nimic. Și tocmai pentru că a făcut problema prezentată de documente de proprietate. Puteți să susțineți cu orice. Dar între mi s-au scurut toate actele. Doamna Dimaniculeanu, în primul rând, intervenția asta nu face parte din ordinea de zi. Dar de respect față de ei, dați vorbim pe rădătă. Nu poate să-ți aparține domeniul public, trotuarul. Deci nu are rost mai
mai urmărit. Deci asta e un adevăr. Până când nu primiți, nu faceți o cerere, o depuneți la primărie cu număr de registrare. Am trimis prin poștă. E prin poștă și... Și am primit confirmarea de primire, asta înseamnă că primăria a primit actele respective. Când de anul trecut, cineva s-a uitat peste actele acelea. Și ședința este încheiată. O zi bună! O zi bună.